Cândva un spațiu efervescent, centrul vechi al capitalei oferă acum o imagine dezolantă. Străzi pustii, localuri închise și doar un vânt rece de iarnă. Antreprenorii se agață cu disperare de facilitățile acordate de guvern ca să nu pună lacătul pe afaceri. Prag de iarnă, șomajul sau închiderea sunt cuvintele de ordine pentru domeniul Horeca. Mii de oameni au rămas fără un loc de muncă după luni de restricții impuse de pandemia de coronavirus. Unii s-au reprofilat și lucrează în alte domenii, în timp ce alții încă mai așteaptă să se redeschidă restaurantele și barurile în care lucrau. Adică noi ne închidem, noi ne bazăm foarte mult pe linia de credit pentru salarii ca să putem să trecem din iarnă, iar suntem în noiembrie, suntem închiși, și banii îi dăm când? E mare rușine că nu e stăpân pe picioarele tale. Puținele terase rămase deschise în centrul vechi au câteva mese aruncate răzleți și multe scaune goale. Antreprenorii au renunțat să mai spere că își vor reveni cu businessul. Unii se plâng de controale care n-au încetat și care verifică activitatea economică, nu măsurile împotriva virusului. Bună iarna, la ce vă așteptați? Ne așteptăm la o scădere de până la 100%. Efectiv, noi ne gândim acum dacă să închidem de pe o zi pe alta și să punem tot în conservare până în primăvară. Sperăm foarte mult că vor fi alocate acele ajutoare de la stat și vorbesc aici de suplimentarea pilonului 2, capital de lucru, și din câte am înțeles ieri, ministrul economiei a ieșit și a spus public că s-a aprobat suplimentarea cu încă vreo 500 de milioane a acestui program, ceea ce ar ajunge pentru toți cei care au aplicat la programul 2. Alții speră că măsurile lansate de executiv pentru sprijinirea sectorului Horeca să aibă efect. Optimismul încă n-a murit, deși antreprenorii se plâng că înregistrează pierderi de 100%. Angajații la ora actuală am, nu știu, 10 sau 11 și absolut toți sunt în șomaș tehnic. Dar îmi pun problema de angajați, că ăla cu 9 milioane jumate, cu 950 de lei pe lună, ăla n-are cum să-și plătească și căldură și întreținere și să pună pe masă și el și copilului. Sunt foarte mulți care și el și soția lucrează în același domeniu. Spre exemplu, am bucătarul, el e bucătar la mine, soția lui bucătăreasă la restaurant. În ce situație sunt ei puși? Șomajul tehnic susținut de executiv până în primăvară ar fi o soluție temporară și eficientă, spun mulți. Cu toate acestea, nimeni nu poate spune dacă acest orizont de timp este unul realist sau e doar o amânare a momentului în care vor pune lacătul pe ușă.